Dacă ați crezut că le-ați văzut pe toate, apropo de violența împotriva animalelor, e bine, v-ați înșelat. O cățeluș a fost tăiată, efectiv, la gât și la picioare și, atenție, scalpată. Ați auzit bine. S-a întâmplat în comuna Negru Vodă din Constanța. Cățelușa a zăcut în stradă 4 zile, dar în tot acest timp nu și-a abandonat puii, iar într-un final a ajuns în grija prietenilor de la Cola Cariola. Atenție, oameni buni, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Iată. Stai sufletul meu, ia puiuțul meu, stai, ia tu și după aia să dau la tata la puiuți, bucăți astea mici, lasă-i și pe ei să mănânce. Gata, ia, legiosul meu, doamne, ia, uite, cât puiuți de tata ție, iubire? Păi și mănâncă fata mea, că te faci bine, câtă carne îți dă tata ție, doamne. Of, copii nevinovați. Noapte bună. Gata, noapte bună, țușca mea. Mâine îți mai dă tata, uite ți-l, lasă aici. Iubita mea, iubita mea. Bravo, iubita mea, păi a făcut băieții. Sunt mai multe imagini, oameni buni, îi spun bun venit și lui Bogdan Pavel, sunt mai multe imagini în dialogul nostru cu cei de la Cola Cariola și o să vorbim imediat și cu ei. Sunt imagini pe care eu mărturisesc că nu am putut să mă uit la ele și cred că ați fi cu toții în asentiment, pentru că mie mi se pare că o astfel de situație nu doar că n-ar trebui să se întâmple. Știți că un animal nu se scalpează singur, eu așa am înțeles, domnul Bogdan Pavel, că nu, practic n-ajungi într-o astfel de situație decât dacă întâlnești și știi că nu-ți vine să spui animal, că animalul e fain, animalul scalpat nu-și părăsește puii. Asta mie mi s-a părut una dintre cele mai mari lecții de viață și am tot stat să mă întreb cum anume ființa bipedă uneori este în stare, și o să vedeți imagini și în celelalte subiecte pe care le avem astăzi, care vorbesc despre faptul că oamenii pot face rău oamenilor și oamenii pot face rău puiuților de om. Dar în speța asta, n-am înțeles cum e posibil să se ajungă la o astfel de rană la nivelul capului. Este, dacă n-ar fi drăgălașă cu bandajul, ați vedea ceva ce este greu, greu de descris. Bogdan, te rog. Ne deosebește de regnul animal tocmai conștiința și rațiunea. Cel care a făcut așa ceva nu are niciuna nici alta. Deci nu se poate deosebi de ceea ce fac animalele. Pur și simplu a acționat instinctiv, animalic, a făcut rău. Nu știu dacă acel cățel i-a făcut lui cumva rău. Poate căței își fac rău între ei sau altor animale, pentru că sunt animale. Dar dacă un om reacționează la fel cum reacționează un animal, nu poate fi catalogat om. Înțeleg, a lovit-o, a dat peste picioare, hai să acceptăm în cele din urmă. Poate o fi sărit să-l muște, dar să iei calota craniană cu o lovitură de topor, dar mie mi se pare că a fost atât de razantă lovitura încât, Doamne, parcă ar fi ferește, fost deci lovită cu flex sub iata cățelușă. Și ca să vezi, că spunem că este un animal, cum este ea așa rănită, nu și-a abandonat puii. Totuși ea are acel instinct matern. Le mulțumesc tuturor celor care ne transmit mesaje. Astăzi îmi dau seama, cel puțin pe acest tip de story, că vom avea mai multe tipuri de comentarii și vreau la un moment dat să facem o selecție dintre ele. O să-i rog pe colegii din regie să le și arătăm publicului, pentru că până la urmă și la urmă parteneriatul nostru și dorința noastră și apropo de acest subiect este să arătăm de ce, din nou, este absolut esențial să ne civilizăm într-o țară în care avem manifestări de tip, cum să spun eu, babuin. Am sentimentul că jignesc babuini, iertați-mă, sunt niște maimuțe foarte simpatice. Dar hai să vedem întreaga poveste și cum a ajuns în cele din urmă mâna asta de câine în grija Asociației Cola Cariola. Marius Chirca, președintele Asociației Cola Cariola, este acum alături de noi. Îți mulțumesc, Marius.
Rona. Of, te-am urmărit în materialul video și eu chiar cred că tu ai un ficat foarte rezistent. Eu n-am reușit să văd imaginile, am deschis dimineață pe Facebook, nu am reușit să le văd. M-am enervat pe mine că n-am putut să le văd, dar e inuman, știi? Este împotriva naturii. Iar povestea cu puii mi se pare fabuloasă. Spune-mi tu cum ați aflat voi de... Cum o cheamă? Stai puțin că nici nu știu cum o cheamă. Încă nu i-am pus un nume. Vrei să facem împreună un vrei să facem împreună un sondaj care ar fi cel mai fain nume? Da. Am putea să facem. Uite, până la finalul emisiunii și ajung și la voi, că și voi sunteți live acum cu noi pe Facebook, propuneri pentru supraviețuitoare, pentru că eu cred că e o supraviețuitoare. Și acum eu tac și te ascult pe tine, Marius. Supraviețuitoare. Da, din nefericire nu este singurul caz de acesta. Am avut de nenumărate ori, cred că este al nouălea caz cu câine scalpat. Am avut caz în care l-au scalpat și i-au tăiat și urechile, efectiv. Este un cățel care a rămas în București și este adoptat în prezent de o familie minunată. Bun, cum a ajuns cățelușa la noi? La fel cum ne ajung la urechi majoritatea cazurilor extrem de grave, prin intermediul mesageriei de la Facebook, unde oamenii de pretutindeni din România ne cer ajutorul să intervenim atunci când sunt cazuri extraordinar de, extrem de grave. La fel cum este și cazul cățelușei. Ne cer ajutorul pentru că noi de obicei ne implicăm în asemenea cazuri. Ne implicăm pentru că lucrăm cu, poate cu cei mai buni medici din România în momentul de față. Cât de gravă era rana? Știți, vă promisesem la telefon că în această intervenție... Cât de gravă era rana de la cap? Da, da, cred că ne auzim un pic cu dificultate, dar cred că acum dacă mă auzi... Cât de gravă era rana de la cap? Un semnal foarte bun. Dacă îmi permiteți, o să mă mișc puțin cu telefonul ca să ne auzim mai bine. Doamne ajută și e, okay? E perfect, nu e o problemă. Noi te acoperim cu imaginile astfel încât tu să poți să ajungi într-o zonă cu ceva mai mult semnal. Te întrebam, Marius, cât de gravă era rana de la cap din perspectiva medicilor, pentru că noi am văzut imaginile și poate că așa vi se pare simpatic, are o bonețică ca un fel de bandaj. Dar dacă ați vedea imaginile fără bandaj, nu vi s-ar mai părea nimic interesant. Da, este într-o stare extrem de gravă. Vreau să vă spun că mi se vede creierul. La lăbuță din imagine pe care dumneavoastră le prezentați nu se vede foarte bine. Are osul ieșit prin carne. Vă spun că această cățelușă a fost maltratată nu pentru că este agresivă, pentru că de când am adus-o la noi și rănită, n-a avut niciun fel, nicio formă de agresivitate. Da? Deci este o cățelușă de talie mică, mi-au trecut mii și mii de câini prin mâini și vă spun din experiență că această cățelușă nici liberă pe stradă, încercând să-și apere puii, nu ar mușca pe cineva, nu ar ataca. Dar și dacă asta ar fi explicația, Marius, pe de altă parte, acum câinele nu are același limbaj cu omul și dacă ar fi fost, să zicem, într-o zi agresivă și ar fi enervat un dement, că eu nu pot să-i spun altfel, omului care a făcut așa ceva, că e clar că nu s-a dus singur, a luat un cuțit sau a luat un topor și și-a dat singur în cap, hai să nu fim naivi. Dar nu găsesc nicio justificare. Acum, cred că două luni vă povesteam că întâmplător, mergând la niște prieteni la curte, m-a mușcat una dintre cățelele acioate acolo, tot așa talie mică. Nu, m-a capsat puțin, dar aia a fost, ne-am supărat, m-am uitat ură la ea, dar a mers mai departe împreună, adică ce să faci? Dar nu cred că asta este explicația, știi? Că a fost agresivă și atunci își merita ea... Cine a făcut asta? N-are nicio scuză. Știți, vă spuneam dimineață că intervenția asta prin Skype o să o am lângă mine. Nu este. Acum deja se află la poate una dintre cele mai bune clinici de ortopedie veterinară din Estul Europei. Este în grija doctorului Rugină și în timp ce noi discutăm aici, e intrat în operație. Îi se operează lăbuța, îi se pune un implant din titan, facem operații de bună calitate, pentru că este într-o suferință foarte mare, are dureri cumplite la lăbuță, iar nu a putut fi operată din cauza analizelor de sânge, a fost pompată efectiv cu tot ce a fost mai bun în materie de antibiotic, vitamine, ca să putem să-i ridicăm imunitatea și să ducă o anestezie și o operație care probabil va ajunge undeva pe la 3 ore. După intervenția chirurgicală, pe seară o mutăm într-o altă clinică veterinară unde să fie sub supraveghere. De pui mă ocup eu cu Elena, cu soția mea,
le dăm lapte la biberon, le dăm și suplimente de la nu știu, un produs special pentru câini de bună calitate. Și din experiențele anterioare, vă spun și noastră și celor care ne urmăresc, o să fie bine cățelușa, va rămâne cu vizibil, cu urme după această întâmplare nefericită, dar o să fie bine. Nu cred că mai există riscul în momentul de față să o pierdem. Doamne ajută să așa să fie. Una dintre propuneri vine chiar de la un coleg de-al nostru, Hope. E un nume care pentru cățelușul ăsta, bine, Hope în general, când e vorba de cazurile astea emoționale, îți vine să spui și pentru că e cam singurul lucru care ne mai ține. Știi, speranța e cea care moare ultima. Dar voiam să te întreb și o să-i rog pe cei care ne urmăresc dacă au opțiuni în sensul ăsta. După ce iese din operație, uite, le trimitem și noi către Marius, le vede pe Facebook și atunci măcar să-i găsim un nume. Știi ce mi s-a părut mie foarte... mi-e și frică să te întreb cumva. Cum reparați partea la nivelul craniului? Deci, care e procedura? Ce spun medicii? Ce poate fi făcut acolo? Că e... Spuneai și tu că la un moment dat aproape că se vedea tot ce era în interior, craniul, creierul. Da, dați-mi voie să nu vă spun. Lăsați să fie o surpriză și v-aș ruga peste o lună okay. să facem o intervenție de acest gen. Colegii mei își notează deja să revenim. Să așa revenim. Cum va fi atunci. Uf, și știi... atunci o să vezi te rog, exact te rog. Ce s-a întâmplat. Schimbările vor fi majore. Dar am mai făcut chestii de genul ăsta, am mai acoperit bucăți de carne lipsă. Haideți să vedeți ce medici avem și ce sunt capabili să facă. Și să ne auzim peste o lună, să vi arăt pe Hope cum o să fie, total schimbat. Da, spune-mi, vreau să le povestim celor de acasă, detaliul care mie mi se pare că face diferența și între animale și oameni uneori. Dar în povestea asta cu atât mai mult, deci în starea în care se afla, a stat 4 zile în stradă și nu și-a abandonat o secundă pui. Mie asta mi s-a părut de departe predicatul acestei povești. Asta o să întâlniți la fiecare cățelușă. Câteodată sau nu, instinctul lor de mamă cred că este mult mai dezvoltat decât la om. Ați văzut, la noi se practică, se lasă copii în spitale. Se abandonează, e mai se abuzează, se chinuie, se învață. Dacă așa ceva. Ea acolo ar fi murit. Pentru că ce ați văzut dumneavoastră în imagine pe care eu vi le-am trimis, era deja într-o clinică veterinară. Imaginile cu ea când a ajuns acolo nu vi le-am dat pentru că sunt cu adevărat horror. Avea efectiv tranșee făcute prin carne de către vii. Era capul ei, era mâncat în totalitate de vieri și gâtul, dacă vă uitați în imagini, se vede gâtul tăiat și se văd niște dungi roșii care sunt provocate de vieri. Cred că avea sute de mii de vieri care o mâncau de vieri. Cu toate astea, ea nu s-ar fi, n-ar fi plecat de lângă puii ei și cine ar fi găsit-o, ar fi găsit-o moartă acolo, la datorie. Pentru că ea și-a făcut datoria până când am luat-o noi și ar fi făcut-o în continuare. Datoria de mamă. La om nu găsim așa ceva, știți? De asta aleg animalul. Și mulți mă condamnă pentru asta, dar prefer animalul. Eu prefer animalul. Prefer să ajut animalul. Nu spun că nu ajut un om, dar aleg animalul. Și de la ei învăț foarte multe și vreau să vă spun că viața mea și ca om, și ca familie, și prieteni, și totul, mi-am schimbat-o datorită acestor animale. Am învățat eu de la ele extrem de multe. În primul rând să fiu bun și un luptător. Pentru că și mai e o chestiune care ține, întotdeauna comparația s-a făcut aducând în discuție loialitatea unui animal și mai ales a unui câine care stă, nu degeaba s-au făcut filme despre povești de prietenie pe viață între câine și posesorul său. Stăteam și mă gândeam că putem noi să perorăm câte vrem, apropo despre necesitatea unei instituții de genul Poliția Animalelor, atâta timp cât există monștri în libertate care pot să facă asta, pentru că tu spuneai că sunt mai multe cazuri de scalpare la câini, da. Codul penal trebuie să fie modificat. Monștrii nu au ce să caute în lumea noastră a oamenilor, dar nici în lumea animalelor. Nu cred că avem de ce să-i ținem legea. Acolo. Nu, legea care mărește pedepsele aia trebuie modificată prima. Ca poliția animalelor să aibă ce să pună în, corect și asta. În practică.
S-a mai întâmplat ceva cu instituția asta? Iartă-mă, imediat merg și la tine, Bogdan Pavel. S-a mai întâmplat ceva? Ai mai aflat ceva? Se mai mișcă ceva? Că, na, de treabă nu duci lipsă, observ. Of. Da, Bogdan Pavel, te rog. Pentru, salut, Marius, și pentru cei care ar dori să ia acest cățeluș, oameni cu suflet mare, transmite-le exact dacă vor lua un cățel normal, dacă centrii lui nervoși nu sunt afectați, în așa fel încât oamenii să-i ofere dragostea necondiționată, așa cum o oferă și acest cățel. Câinele, cel puțin cățelușa, cel puțin 2 luni de zile, nu va putea pleca de la noi. O să o putem promova pentru adopție doar în momentul în care medicii veterinari care se ocupă de ea ne vor spune clinic sănătos, cu planul de vaccinare făcut, bineînțeles sterilizată conform legii. Va fi un câine care nu va avea sechele psihice, pentru că de asta ne ocupăm noi. Va fi un câine care, nu știu, doar la suprafață se vor vedea, nu știu, rezultatul maltratării. Dar va fi o cățelușă extrem de blândă, bună. Câinele are și capacitatea de a trece ușor peste probleme de genul ăsta, să zic. Și o să o vedeți, de asta v-am și rugat. Dacă vreți, vă să vă reamintesc eu, dacă uitați, să o vedeți peste o lună. Să facem o intervenție de câteva minute și să vă arăt cam ce am putut face noi din Hope. Și pe partea fizică și pe partea psihică. Pentru că lucrăm și acolo destul de mult. Adevărul o să fie este... disponibilă pentru adopție. Clar, noi nu adoptăm câini. Scopul nostru este să-i preluăm, să-i facem bine și să-i trimitem acasă. Și așa, pentru cei care vor să afle mai multe despre activitatea voastră, intrați pe Facebook, Cola Cariola cu capa. Cola Cariola, da? Oricum, noi am putea, uite, să punem o burtieră astfel încât să fie lucrurile ceva mai clare. Știți de ce? Eu urmăresc pagina. Fiecare zi o pot venea la noi, dar nu numai pe ea, pentru că, din păcate, asta ca și ea... Eu urmăresc pagina voastră și am văzut momentele și tu și scrii foarte bine. Și amuzant și se vede empatia și relația ta personală. Și mai e o chestiune. Eu sunt un pic supărată pe noi toți. Spun noi toți, așa folosesc un plural, pentru că suntem un pic ipocriți. Noi ne plac câinii frumoși, ne plac câinii care n-au sechele fizice, ne plac câinii, mă rog, așa suntem obișnuiți. Acum trebuie să învățăm împreună că lucrurile pot să stea și altfel, că atunci când salvezi un suflet, că este om sau animal, e cam același tip de proces, nu contează estetica sau ar trebui să nu conteze estetica, dar ea contează și eu știu și văd cât de greu pleacă unii căței de la voi de acolo către proprietari și poate că unii se și întorc. Să știți că, spre surprinderea mea, în ultima perioadă am avut câini cu probleme cam de același cu această cățelușă, au rămas cu sechele vizibile, cu bucăți de blană lipsă, chiar de carne, și să știți că sunt adoptați în București. Doamne, știți, ajută. V-am spus la începutul interviului că am avut un câine scalpat, care i-au fost tăiate și urechile complet. Complet. Și este adoptat de o domnișoară, vreau să vă zic că trăiește ca un prinț în momentul de față. Arată ca un babuin, așa. Dacă aveți curiozitate, o să vă trimit pe WhatsApp câteva imagini cu el. Cazul lui a fost mai horror decât al acestui cățelușe, pentru că el atunci era un biet pui de doar 4 luni, pe care l-au mutilat. Știm și cine? Asta vreau să te voi ajunge vreodată și la cei care săvârșesc faptele? Adică, că e clar, aflați. Nu pățesc nimic. Maximum amendă. Maximum amendă, pentru că nu avem. Știți, nu prea îmi place să mai spun chestia asta, că nu pățesc nimica, pentru că mi-e teamă că, făcând afirmațiile astea, încurajez toți diabolicii să facă fapte de genul ăsta, dar trebuie să vă spun, nu avem niște pedepse care să-i poată duce acolo unde e locul, deocamdată. Și dacă acum ceva timp în urmă credeam că se va schimba ceva rapid, încep să mă desumflu, prinsese mari, să zic, încep să mă desumflu, pentru că zilele trec. Eu dădusem un termen limită. Dădusem un termen limită alegerile de duminică. Ei, stai puțin, stai, că nu e așa. Nu e așa și știi de ce nu e așa? Pentru că n-au niciun interes, Marius. E, acum o să fie cu, uite, drumul, uite, vă aduce... N-ai văzut că noi acum avem campanie electorală cu o să aveți apă caldă? Vă aducem apă caldă? În România, în 2020, în București. Păi eu aș nebunit de rușine. Vă punem piatră pe stradă, la mine pe stradă.
Or exact. Să pună piatră. Piatră. Da, cam așa e povestea. Ce să zic? Să îți păstrezi răbdarea și să rămâi. Eu cred așa că există niște zone unde picătura chinezească funcționează mai bine, pentru că încet încet la un moment dat o să vezi că lucrurile trebuie să se schimbe. Nu știu dacă o să se schimbe cum vorbim. Astăzi, la începutul emisiunii, mă uitam și la materialul făcut de colegii mei și felicit pentru el. Și la intervenția ta și încercam cumva să gândesc pe lângă ce se întâmplă acum în studio. Și știi ce am realizat? Asemănat puțin cu emisiunile în care vorbeam de fix de poliția animalelor și la care ne uitam noi, emisiuni din exterior. Problema la noi este că noi funcționăm așa cum zici tu. Cum să spun eu, încercând, tu îți faci treaba, noi încercăm să promovăm, suntem într-un parteneriat. Problema e că lipsește fix instituția care trebuie să rezolve ca acești monștri să nu mai facă lucrurile astea. Iar asta mie mi se pare jenant în 2020, știi? Nu mai e o chestiune de opțiune, bă, e bine, nu-i bine. Noi încă avem câini maidanezi pe stradă, ok, hai să nu ne mai prefacem că nu știm ce se întâmplă, că de fapt știm. Bine, ultimele secunde, Marius, ți le acord, mulțumesc. Da, vreau să vă spun că lucrez la un proiect măreț, de suflet. Am deschis în periferia Bucureștiului, mâine inaugurăm un centru de sterilizări permanente, foarte căței bun. Și pisici, gratuite pentru deținătorii de animale. Și să știți că odată funcțional, o să mă ocup intens și fac de ceva timp treaba asta, cred că trebuie să punem un pic de presiune să schimbăm o lege. Și lucrez la o chestie cu foarte multe statistici la nivel național, prin care să arăt politicienilor că modul în care funcționăm de 7 ani cu o lege păguboasă nu a făcut decât să facă să dispară foarte mult bani public și să semănăm moarte, multă moarte. Și deloc eficiență. Deloc eficiență. Nici nu o să ne place... vedeți, o să fie o surpriză plăcută cu comunitatea iubitorilor de animale. Te rog foarte mult să ne ții și pe noi la curent și noi suntem cu ochii pe ce faceți voi, așa că o să aflăm unii de la alții. Îți mulțumesc din suflet, Marius Chirca, și dacă nu or să mai vină alte opțiuni, Hope, abia aștept să o văd peste o lună, într-o situație în care o să spună mulțumesc lui Dumnezeu că am dat de oameni faini. Și povestea asta pe care o puteți găsi în tot ceea ce înseamnă social media nu trebuie să vă facă, să vă ducă cu gândul la numai la negru. Există întotdeauna o speranță. Iar lecția pe care o primim din această poveste este fix lecția mamei. Mie asta mi se pare că a salvat în toată poza asta. Trec peste ajutorul medical oferit de specialiști, că altfel, na, dacă veneam cei mai buni specialiști pe care ce știam avem. Noi să facem. Și exact asta am vrut să-l întreb pe Marius, pentru că imediat ce am prezentat imagine, am și avut primul mesaj. Când pot adopta cățelușa și pui ei? Așa să vă ajute. Deci oamenii deja vor să întindă o mână de ajutor, pentru că acest cățel, acest luptător, această cățelușă, speranța, să le traducem celor care nu înțelege nimeni ce înseamnă dacă hope. Dacă nu știi limba engleză în 2020, ar trebui să le speranța, haideți să-i spunem și pe limba noastră. Speranța are nevoie să trăiască. Are nevoie să trăiască și are nevoie să nu se mai întâlnească niciodată cu oameni, ființe bipede, nu știu dacă a fi om presupune altceva. Uitați-vă la pui ăștia, uitați-vă la imagini și gândiți-vă că dacă ar fi permis în lumea asta să ni se întâmplă nouă oamenilor, ca pe vremuri în barbarism, da, cu pe vremea când scalpatul era o practică. Poate că totuși ar trebui să înțelegem că da, animalele nu sunt câștigat, de joacă. Ce a câștigat acel om pentru că a făcut așa ceva? Nu reușesc să înțeleg. Ce? Eu asta nu înțeleg. Ce a câștigat? Cu ce este el mai câștigat în momentul ăsta și ce a arătat altora?